Salut! Numele meu este Ilie și mult timp am fost convins că sora mea a venit pe pământ doar ca să mă distrugă pe mine. Știu, sună extrem de dramatic. Însă eu cu sora mea niciodată nu ne-am suportat unul pe celălalt. Mă rog, ea avea mai multe resentimente pentru mine. Atât de multe încât a fost în stare să îmi plănuiască moartea. Totul s-a întâmplat când ea avea aproximativ 5 ani. Știu că cel mai probabil când vorbim de un copil de 5 ani, ne gândim la un copil bun și inocent. Sora mea nu a fost niciodată așa. De fapt, de cel mai multe ori, zici că era posedată. Nici măcar părinții mei nu reușeau să o liniștească. Problema venea de la bunica mea, cred eu. Deoarece ea stătea foarte mult în compania bunicii, care nu era tocmai cea mai blândă persoană din univers. Și mereu îi vorbea de rău pe alții de față cu sora mea. Și cred că asta a afectat-o destul de mult, fiind copil și fiind ușor de influențat. Părinții mei mereu au încercat să o aducă pe drumul cel bun, dar pe de o parte sperau că atunci când va crește o să fie mai ok și acum e doar o perioadă. Însă să mergem cu ea undeva era o teroare, pentru că mereu ajungea să se arunce pe jos și să dea în noi cu tot ce apuca dacă nu-i făcea cineva pe plac. Cu mine avea probleme mai mari, deoarece fiind fratele ei mai mare, mereu eram pus să o supraveghez și să am grijă de ea. Și eu eram cel care trebuia să-i interzică să facă anumite lucruri. Ceea ce ea ura cel mai tare și din nu știu ce motive, tot avea impresia că eu sunt favoritul părinților și nu ea. Ei bine, la un moment dat a început să fie extrem de pasionată de filmele de groază. Nici eu și nici părinții mei nu o lăsam să se uite la așa ceva. Însă mereu când era cu bunica, scăpa. De atunci a devenit mult mai malefică, pentru că, știți voi, copiii repetă des ce văd la adulți sau la televizor, iar sora mea nu era vreo excepție. Într-o zi, când am venit acasă, am prins-o cu foarfeca în mână. Efectiv, își tăiase absolut toate păpușile pe care le avea, deoarece mama refuzase să-i cumpere ceva. Atunci mi-am dat seama că ea are niște probleme cu nervii și ar fi cazul să facem ceva. Pentru că dacă de la vârsta asta se comporta așa, nu voiam să știu cum va fi atunci când va crește. Tată, trebuie să facem ceva cu ea. Adică nu putem aștepta să se schimbe ea în bine. Îmi e teamă să nu devină pe zi ce trece mai rău. Eu sincer nu am mai văzut un copil ca ea. Poate doar în filmele de groază. Gândiți-vă, vă rog, la binele și la viitorul ei. Nu cred că e cazul să facem atâta tam-tam pentru niște jucării rupte. Orice copil are o astfel de fază în viața lui. Așa este ea. Are un caracter mai puternic. Nu e ușor de controlat nici măcar la vârsta asta, dar sunt sigur că odată ce trece timpul, se va domoli. Ce caracter puternic! E răutăcioasă, e plină de resentimente și ură și e doar un copil de 5 ani. Nu e normal să fie așa. Ia gândește-te, când ai văzut-o ultima oară fericită sau zâmbind? Eu unul nu mai țin minte pentru că mereu e încruntată, urlă, plânge, face scandal și ne spune tuturor numai chestii urâte. Eu nu cred că e ceva să o schimbe dacă noi nu o ajutăm. Ok, păi și tu ce propui să facem? Că de vorbit am vorbit cu ea. Am încercat să-i facem pe plac cu absolut tot, dar nicio diferență. Eu zic că ar fi cazul să o duceți la un medic, psiholog sau terapeut. Cred că doar așa o putem ajuta. Are nevoie de cineva cu experiență care să o înțeleagă și să ne facă și pe noi să înțelegem ce se întâmplă cu ea. Am făcut tot posibilul să-l conving pe tata să caute ajutor specializat pentru sora mea. Însă atât el cât și mama credeau că exagerez și că nu e așa rău precum pare. Asta până când, într-o zi, venind de la școală, am găsit undeva prin curte aruncat un caiet. Era al surorii mele. Deși era încă destul de mică, știa să scrie cât de cât. Și la o pagină mi-am văzut numele lângă un desen. Desen în care eu apăream mort. La început nu am vrut să-i dau o așa mare importanță. Și nici nu am vrut să le spun alor mei, de frică să nu zică că iar exagerez. Însă stând pe lângă sora mea mai multe zile, am văzut că mă privea ciudat și începea să zică tot felul de aberații. Atunci nu am mai stat pe gânduri și am mers eu la un psiholog să discut despre asta. Și bine am făcut, pentru că domnul doctor chiar m-a luat în serios și a fost de acord să discute dumnealui cu părinții mei. Așa că i-am convins și pe ai mei, măcar să încerce. Uitați, eu știu că fiica mea e mai dificilă și are probleme cu nervii. Dar nu cred că e cazul să ducem lucrurile atât de departe. La urma urmei e un copil. Așa se manifestă ea momentan, dar sunt sigur că îi va trece. Să nu credeți că eu acum încerc să vă conving să o aduceți pe cea mică la terapie doar să scot bani. În niciun caz. Însă din ce am vorbit cu fiul dumneavoastră pare destul de grav. Și dacă nu faceți ceva din timp, s-ar putea ca mai târziu să vă pară rău.
Eu vă cred, dar totuși e o copilă. Mi-e frică să nu facem și mai rău dacă o duc la un psiholog, să nu interpreteze altceva, să nu creadă că noi o dăm deoparte sau că credem că e o persoană cu probleme. De asta m-aș ocupa eu, dumneavoastră, doar să vă decideți ce credeți că este mai bine pentru ea. Eu cunosc cazul doar din punct de vedere al fiului dumneavoastră, dar știm că între frați sunt mereu mai dramatice problemele. Dar niciodată nu mi s-a întâmplat să vină la mine un tânăr să ceară ajutor pentru sora lui. Asta mi-a atras atenția. Tata tot a negat până a început să fie mai atent la ea și să vadă cum se comportă. Însă cireașa de pe tort a fost când ne-am dus la o zi de naștere, iar mama a îmbrățișat-o pe nepoata ei. Sora mea a fost atât de geloasă încât a mers și a luat-o pe cealaltă fetiță de păr și a început să dea în ea cu tot ce apuca. Se comporta ca o sălbatică și nimănui nu-i venea să creadă. Mama a plecat de urgență cu ea acasă, după ce și-a cerut scuze tuturor, și atunci a fost momentul în care, după o discuție lungă, părinții mei au realizat că ceva se întâmplă cu sora mea, iar ei nu mai fac față și au nevoie de ajutor. Între timp, i-au mai căutat printre lucruri și au găsit tot felul de desene, care mai de care mai violente, pe care ulterior le-au dus și la psihologul care o trata. Cu toții am fost foarte îngrijorați, pentru că ne era frică să nu se lase dominată de resentimente și niciunul dintre noi nu știa de unde avea acele acte violente, deoarece la noi în casă niciodată nu s-a pus problema de așa ceva. Păi și acum ce se va întâmpla? Îi va da un tratament sau ceva? Sau va face terapie pe termen lung? Iar cum a fost la prima ședință? S-a obișnuit sau a făcut crize? Habar n-am ce se va întâmpla. Până nu ne-ai zis tu de psiholog, eu nici nu-i vedeam rostul. Adică știi că generația noastră nu e obișnuită cu așa ceva. La prima ședință a fost ok, fiind un străin. Încă nu și-a dat arama pe față. Să vedem cum o să fie pe viitor. Oricum, din câte m-am mai interesat și eu, sigur o să fie ceva pe termen lung. Și chiar de vom vedea îmbunătățiri, ea trebuie să continue să meargă, pentru binele ei. Eu nu te contrazic, dar e foarte scump. Sper să reușim să o ținem acolo măcar 10 ședințe. Mă rog, o să încerc să lucrez peste program să vedem cum facem, dar trebuie să se facă bine. Banii au fost o problemă și în familia mea și știu că mulți se feresc de psiholog în principiu din cauza asta. Dar lumea trebuie să înțeleagă că sănătatea psihică e la fel de importantă ca cea fizică și trebuie să facem niște eforturi pentru a o menține. Pe sora mea am înscris-o la diferite activități la recomandarea medicului și până acum pare să îi fie mai bine.